dimineața, fraților! O zi superbă de primăvară, a ieșit soarele, este cald, 16 grade afară, iar noi am ieșit în trafic cu Piaggio MP3 în cea mai mică și cea mai agilă versiune a sa, care, după câte vedeți, este foarte ușor de manevrat în trafic. Eu o fac o singură mână, una e pe GoPro. Da, știu, nu e foarte sigur, dar... M-ați întrebat cum se comportă față de un scooter obișnuit. Virează la fel? Ei bine, tot trebuie să te lași de pe o parte pe alta. Funcționează cam după aceleași principii, doar că ăsta e un pic mai greu să-l întorci. Fiind distanța asta dintre roți mai mare, fiind articulația mai complexă, fiind și greutate mai mare pe față, nu este la fel de agil, la fel de ușor de virat ca un scooter de 125 sau de 300. Totodată, chiar dacă este lat în față, asta nu înseamnă că nu te poți strecura. Dacă trece ghidonul, treci și tu. Iar cum ghidonul este la fel ca la orice alt scooter, poți să te strecori cu el în trafic ca și cum ai fi pe orice alt scooter. Hai că avem verde! Este mult, mult, mult mai bine decât cu mașina. De ce fac o comparație directă cu mașinile? Pentru că scooterul ăsta, Piaggio MP3, poate fi condus cu categoria B. Doar cu categoria B. O să vă explic imediat de ce se întâmplă. Partea tare la scuterașul ăsta este că poți să conduci cu categoria B. Nu ai nevoie de permis de moto, pentru că este versiunea LT. LT vine de la Large Tread. Large Tread se referă la distanța dintre cele două roți din față. Este mai lat decât un MP3 non-LT. Are 465 de mm, acela are 420. Pe lângă asta are, iar asta e foarte important, o pedală de frână și atunci când ai apăsat-o, îți blochează toate roțile. Frânează toate roțile deodată. Desigur, ai și frânele convenționale de scooter. Peste alea am folosit, nu sunt obișnuit să frânez cu pedala. Spatele pe partea stângă, fața pe partea dreaptă. Frâna de mână. Deci în momentul în care tragi frâna de mână, scooterul rămâne blocat, nu mai poți să-l împingi înainte înapoi. Scoatem frâna de mână. Foarte simplu. Și mecanismul surpriză este mecanismul care îl blochează în această poziție. Îl pornim. Acest semn de aici, martorul ăsta de pe bord, ne arată că mecanismul de blocare este activat, iar scooterul rămâne așa orice îi faci. O să pornim motorul. Și o să-l decuplăm. Hop! Foarte simplu. Deci în momentul de față, el virează ca orice motocicletă. Ne-am oprit. Blochezi, te dai jos. Rămâne pe poziție. Nu cade, desigur, dacă insiști puțin, poți să-l răstorni imediat. Ai deblocat mecanismul. Opa! Trebuie să am grijă, pentru că are 220 de kg. Nu e chiar ușor. Toate aceste elemente, faptul că e mai lat în față, pedala și mecanismul ăsta de blocare, fac ca acest scooter să nu fie de fapt un scooter, să fie un triciclu. Este încadrat la categoria L5E, pentru care nu ai nevoie de permis categoria A și pe care poți să-l conduci cu permisul auto. Hai să vedem un pic spațiul de depozitare. Să vedem ce intră sub șa.
Mamă, ce harababur am. O să încerc să le scot pe toate ca să exemplific cu casca. Piaggio spune că sub șaua acestui maxi scooter intră două căști deschise, două open face-uri. Hai să încercăm cu asta. Nu, nu e bine. Nu e prima oară când pățesc asta. Vorbim despre un Schubert M1. O cască care este foarte mare, are o carcasă foarte mare și nu intră în majoritatea scuterelor. Pe de altă parte, ai la dispoziție un top case opțional de 45 de litri, iar dacă pleci la piață poți să folosești acest cârlig. Mulți dintre voi m-ați întrebat cum se comportă pe viraje. E bine, am avut ocazia să observ cum se comportă pe viraje. E puțin diferită față de o motocicletă. Partea frumoasă e că acele două roți te fac să te simți ca și cum ai sta pe șine. Motocicleta este foarte stabilă, sau maxi scooterul, să zicem așa, este foarte stabil. Așadar, poți aborda cu încredere virajele și la viteză mai mare. Bun, prima alimentare. N-avem consumul pe bord, nu știm cât consumă, nu știm care e autonomia, sau cel puțin nu știam, pentru că acum am aflat că avem 9,23 litri pentru 183 de km. Deci asta înseamnă un consum de 5 litri la 100 de km, ceea ce e foarte bine având în vedere regimul nostru de test. Am mers destul de sportiv pentru capabilitățile acestui scooter și pentru uzul lui zilnic. Mamă, ce distracție! Ce ați văzut mai devreme a fost o frână doar cu spatele. Nu pentru că ar fi foarte eficient, ci pentru că îmi place cum alunecă spatele. Motocicleta asta nu este dotată cu sistem ABS, dar sistemul de frânare este foarte eficient. Dacă folosești acea pedală de frână, ei bine, îngheață. Pur și simplu îngheață pentru că frânează toate cele trei roți deodată. Este un sistem de frânare combinat și este foarte eficient. Piaggio susține că acest scooter are frâne cu 20% mai eficiente decât alte scutere similare, dar cu o singură roată pe față. N-am stat să calculăm aici procente, dar pot spune că frânele astea își fac datoria. În plus, dacă frânezi pe o suprafață alunecoasă, nu vei pierde fața. Pur și simplu, motocicleta, sau să zic, scooterul cu trei roți alunecă spre față, dar fără să cazi pe o parte sau pe alta. Am încercat-o mai devreme în oraș pe nisip. Cu 220 de kg și un motor de 300 de centimetri cub ce scoate 23 de cai și 24 de Nm, nu poți să spui că e foarte rapid. Dar îți faci treaba cu el. Noi am venit și pe autostradă ca să vedem cât bagă. Ei bine, bagă 110 km pe oră. Poate chiar 120 dacă te ajută vântul. Protecția la vânt. Extraordinar în jurul picioarelor, pentru că este lat, dar de aici în sus ai de avea nevoie de un parbriz mai înalt ca să te protejeze mai bine. Partea bună e că parbrizul acela mai înalt există ca accesoriu original. De fapt, ai două parbrize, unul mediu și unul înalt, ai și handguarduri, poți să-ți pui și păturică, deci ai tot ce trebuie ca să mergi și iarna. Motociclist fiind, dacă aș vrea să-mi cumpăr ceva pentru mersul în oraș, aș merge pe un scooter normal de 300 de cm cubi cu o singură roată.
un Beverly, de exemplu. Asta pentru că MP3-ul este mai scump, este mai greu și nu este atât de rapid. Dar dacă aș fi șofer și atât, să stau zilnic 2 ore în drum spre birou și 2 ore înapoi, atunci cu siguranță aș alege așa ceva. Pentru că n-ar trebui să mai fac școala de moto, este mai ieftin decât o mașină, consumă mai puțin decât o mașină, pierzi mult mai puțin timp în trafic și e mult mai distractiv de condus.